care va înăuntru? Nu. Dumneata ești primul? Da. Atunci înseamnă că eu sunt al doilea. Da. Nu mai dai fumat? Nu. E mult fum aici. Eu simt că e fum? Nu. Dar e fum. Ar trebui deschisă o fereastră. Și n-au transmis nicio vorbă? Nu. Asta înseamnă că nu e șase. Nu, nu-i, nu-i. Să sperăm, pur să vină totuși la șase. Da, da. Înțeleg că și dumneata ești pentru aceeași treabă. Adică pentru anunț? Da. Da. Eu cred că ar trebui scos fumul. În încăperea asta nu e nicio fereastră. Păi dacă ar fi ferestre, fumul ar ieși numai decât. Nicolo! Filipo! Nicolo! Tu ești Filipo! Da, nu se poate! Dacă nu țuflai nasul, nu te recunoșteam cum veci. Ai, acum ți-ai zuflat nasul, cum m-a trecut așa un fior? Te-am simțit drept la suflet, te-am milosit, mi-am zis, e Mitoca, nu că numai el pufnește așa, Nicolo! Mă, craiule, toată viața ai pufnit ca o Mitoca. Gata, gata, când strici față. Ia stai, cu ce dracu te dai? Nu mă dau cu nimic. Da, ia, te-ai zbârcit așa, Nicolo, că te dai pe față cu toate prostiile. Unde vezi tu că m-am zbârcit? Las-o baltă. Mai bine bucură-te că ne-am întâlnit. Păi de ce? Mă bucur, Filipo. Ai, mă bucur. Așa, bucură-te. Spune ce mai faci, mă, nenorocitule. Chiar nu simt că nebunești. Eu simt că nebunesc. Nici nu mai credeam să te văd vreodată. Cum să nu mă vezi? S-a auzit într-o vreme că ai murit. Cum n-ai mai făcut, Nicolo? Am lucrat la fantajul. De cum să mor? Parcă să te dai la Perugia, la azil. Ia-s de buni. Băi, cum ți-au dat drumul? Asta-i culmea. N-am fost în viața mea la Perugia. Am lucrat la Fantazio. Ai auzit de Fantazio? Doamne, Dumnezeule. Ce-ai slăbit? Ia zi, câte kilograme mai ai? Auzi, ia fură din porții. Să știi. Ai, stai jos. Nu stau. Vino cu aceea. Nu stau. Că să știi că chiar nu mă așteptam să degăsesc căcalul ăsta. Ia uite. Vrei niște biscuiți? Nu. Ai. Nu vreau biscuiți. Ai, ia biscuiți. Ai auzit sau nu de Fantazio? Stai puțin. Uite că-ți dau alune. Vrei? Îți dau tot ce am. Se vede că n-ai avut grijă de tine. Ia uite ce bășici ai pe limba. Tu, că ți-a ieșit un nec pe ușa aia grasă. Da, am auzit că ți-ai scos un testicul. Nerușina. Nu te-ai schimbat deloc. Te jenesc că ți-ai scos un testicul în fața mea. Să nu te jenezi de nimic niciodată. Șarpe. Când m-am întâlnit eu cu Pepino, dar săptămâna trecută m-am întâlnit cu Pepino și mi-a spus de tine. Chiar așa mi-a spus că ești o ruină. Și eu n-am crezut și uite că ești o ruină. Mi-a spus, are o piele neagră. Și uite, Nicolo, ce piele neagră e. Și niște soli scârboși sub ochi. Uite ce soli scârboși ai sub ochi. Tu vorbești șunca fumată cu gingiile astea. Ia încearcă să te miroși. Tu știi cum miroși? Mai, Nicolo, băiatule, tu ai nevoie de o mâncare caldă și de un pahar de vin roșu. Ia uite, stai, uite bani, Nicolo, eu plătesc. Ia-ți banii de pe mine, poftim costurile. Stai. Am bani, nu stau în banii tăi, poftim. De unde ai banii? Muncesc la Fantazio. Tu te-ai pus pe jmangleare. Muncesc, sunt în formă, nu lipsește nimic, în fiecare zi. Mă scol la ora 5. Dănesc mărzete, prindă. Sunt suplu, mă mișc. Ia uite aici, știu să stau în cap. Ia uite. Stai cu minte, oprește-te, dracule, odată. Nu mai sta în cap. Vrei să mori în fața mea? Bine. Vezi? Totu-i mușchi. N-am grăsime deloc. N-am.
Băi, astea sunt oase, nu e mușchi. Păi, e mușchi curat? Ia uite ce unghi ai, vor să scadă unghiile astea. Nu mai e carne pe tine. Ți-e ciudă, împiedicatule. Băi, țârule, mă mir că ai putut să urci treptele. O, cocoloșule, fă ca mine dacă ești bărbat. Ia vezi că ți strici costumul și altă dată nu ți-l mai închiriază. Costumul? Costumul e al meu. Nu vrei să-l plătești din nou? Jos, labele. Costumul e al meu. Taci, mincinos mic. Pe cine crezi tu că duci de nas? Cârpaciule! Știu de ce ai venit aici. Te-au dat afară de la Circul Humberto. Circul Humberto s-a desfințat acum 10 ani. De pe țif ce erai, te-au dat afară. În șuturi te-au dat afară. Unde-i sticla? Precis. Ai o sticlă la tine. Circul Humberto s-a desfințat pe 1 ianuarie, exact, pe 1 ianuarie. Poți să jur pe Sfânta Madonă că ai o sticlă. Unde-i sticla, Filipo? Ia-te, unde-i sticla? Nicolo! Ia, s-o văd. Vrei să vezi, ți-ar de gâtul, te-ai apucat și de băutură. Aia nu-mi treabă cu poșirca ta. Eu beau și mănânc la ore fixe. Ia uite, o vezi? Asta e sticlă. Ia uite, figa! Feșcăitule! Usurosule! Șterge-te măcar pe gură, ia poftim, batista mea. Dar ține-ți mucoșenii acasă. Hai, nu te supăra. Eu mă supăr, tu te superi. Eu nu mă supăr. Atunci de ce nu te bucuri, ia? Pe cum nu mă bucur? Mă bucur, Filipo, mă bucur. Atunci de ce mă faci cocoloș? Și tu de ce mă faci sâr? Eu glumesc, Nicolo. Păi și eu glumesc. Atunci haide, fiind aici, Doamne Dumnezeule, cum a mai trecut vremea. Spune, Nicolo, mă mai iubești? Te iubesc. Juri? Jur. Și eu jur. Mai spală și tu, Batista, asta. Filipo, iar încep. Hai să vorbim serios, vrei? N-avem ce vorbi serios. N-avem. Eu îți vorbesc ca un frate. Eu îți vorbesc pentru că te simt, uite aici, la inimă te simt. Și tu trebuie să știi, cineva trebuie să-ți spună adevărul. Ce adevăr? Nicolo, ăstora ne trebuie cu totul altceva. Cum altceva? Circul nu mai e ce a fost, pricepi. Tu nu știi cum se lucrează astăzi. Azi se lucrează din greu. Și dacă se lucrează din greu? Nicolo, băiatule, nu te amăgi. Ți-o spun pe față, dar ți-o spun ca un frate. Ăștia n-or să te ia. De unde știi tu că ăștia n-or să mă ia? Omule, ăstora le trebuie ceva viu, ceva cu prestanță. Să fim serioși, eu uite-te la tine. Tu ești o umbră de acum, tu nici nu te mai vezi în arenă. Poate-ți dau una. Tu crezi că ăștia n-au ochi? Tu crezi că ăștia nu știu meserie? Tu crezi că mai poți prosti pe cineva cu baliverne, cu trucuri răsuflate, cu tume? Tu crezi că aici ești la Fantazio? Lumea s-a schimbat, Nicolo. Nu mai râde nimeni la tumbe. Nu mai vorbesc cu tine. Gata, Filipo, nu mai vorbesc cu tine. Gata. Tare să-ți faci sânge rău, să te târăști în halul ăsta. Parcă aveai o nepoată în Sicilia. De ce, dracu, nu te duci în Sicilia? E soare, e uscat. Gata, nu mai avem ce discuta. Asta e viața, ce vrei. Când ajungi bun de aruncat la gunoi, cel mai cinstit e să te arunci la gunoi. De ce să te arunci alții? Ba, eu mai am ceva de spus. Dumnezeule, ai o idee fixă. Tu chiar nu vezi că ești în ultimul hal? Eu în locul tău aș alege moartea. Ba, or să mă ia? Tocmai pentru că sunt mai bătrân. Și ce mare fâs că ești mai bătrân? Păi nu vezi ce scrie? Ce scrie? La anunțul ăsta din ziar. Ce scrie? Ce scrie? Ia zi. Scrie bătrân? Da. Căutăm clov bătrân. Da. Cine e mai bătrân? Păi cine? Eu. Cu 5 ani sunt mai bătrân decât tine. Ba, nu ești deloc. Ba, sunt. Sic. Cu 5 ani. Tași, hoțule, câți ani ai, câți? Treaba mea. Am cu 5 ani mai mult. Nu, jură pe inima Madonei. Mă bag eu la Madonă. Știu eu ce știu și asta e treaba mea? Spune eu cum e, falsificator, ordinar, ce ești. Numai cu 11 luni ești mai mare ca mine. Știu precis când te-ai născut. Te-ai născut când a intrat Mussolini în Roma. De-aia ai oasele moi. Păi tot e mult. Tot 11 luni contează. Dacă sunt corecți, contează. Aici nu e pe corectitudine, prostule. Aici e pe talent. Aici e pe geniu. Am de toate. Întotdeauna i-am făcut să râdă. De 50 de ani îi fac să râdă. N-a fost unul să nu râdă la mine.
Unu. Știi tu ce făceam eu la fantoții? Ai fost tu vreodată să vezi ce mi-așa mie la fantoții? Toată lumea se tăvălea. Eu îi tăvăleam. Și de mine, da, de mine râdeau la fantoții. Adică ne-au ziceai fantazio. De fantoții ziceam. A, ești tot al senin, nu vezi? Seninești tu. Ia uite ce scrie despre mine în curiere. Poftim ziar. Aici scrie Fernando. De Fernando fantoții ce contează? Scrie sau nu scrie? Ziarul ăsta e de dinainte de război. E de câțiva ani? Ia-ți dracu, fițuica asta. Mi-a arătat-o de 1000 de ori. Țereca, știu eu. Mai bine rupe-o, zău Nicola. Dă-te acasă de ea ca de un cal mort. Ai vrea tu să o rup? Da. Dar n-o rup. Asta e dovada. Ce dovadă? Dovada că râdeau. Dar parcă cine râdea? Râdeau popănare, fandosite, coropeți de măhalași și popele isterice. Intelectualii nu râdeau, pentru că erai fumat încă de pe atunci. Eram întotdeauna primul pe afiș. N-ai avut niciodată niciun afiș. M-am avut milioane de afișe. Da, milioane, pentru că am fost cel mai bun. Bine, nu mai plânge, eu am fost cel mai bun. Adevărat, cel mai bun. Hai, vino, așa, vino aici. Și tu știi asta, Filipo, știi asta. Toată lumea știe. Și tu știi. Hai, gata. Hai, strânge ziar. Acum, îți dai seama că n-am să te las singur. Nu? Am să te iau la mine. Asta am să fac. O să trăim amândoi din slujba asta. Am să-ți fac supe. Tu ai nevoie de supe calde, de mii de supe calde. Hai, ia și tu, dușca. Ia, bea așa. Ah, bravo. Te pun eu pe picioare. Hai să vezi. Am să-ți iau și un scaun din alea care se leagă, nu știu că-ți plac. Nu-mi plac. Eu am să muncesc, tu ai să-mi calci pantalonii, nu o să fie cine știe ce de făcut. Mai umpli o pipă, ce lucruri de-astea. Nu vin. La anul te duc la Nisa, hai? Mai joci un pocăraș, mai câștigi un ban, mai vezi și tu lumea. Nicolo. Am fost. Tatașca la voan, nu ai fost niciodată la Nisa. Am fost, da. Am fost și în Germania, și în Elveția. Cât ai fost în Elveția? În turneu. Da. Ce lume, și munți, da, vax, ascultă-mă, Nicolo, ascultă-mă. Nu mai există de mult. Elveția există. Nu mai există. Pentru noi nu mai există. S-au închis. Gata. Pentru noi s-a închis tot. Germania s-a închis. Ce să-i faci? Elveția? Ce e Elveția? S-a închis și Elveția. S-a închis și Europa. Ce să mai vorbim? Pentru noi n-au mai rămas decât cartierele astea de la margine. Sicilia, poate ceva în Calabria, hai să fim cinstiți. De ce crezi tu că au ei nevoie de un clovn bătrân? Pentru că s-a uitat meseria, s-au pierdut lucrurile, s-a uitat arta, s-a dus pe apa sâmbetei și vor să-l scoată înapoi de la noi, Filipo. Aiurea! Îți spun eu, asta trebuie să fie, pentru că circul de azi e un rahat, e o bunuceală, o încropeală. Te apucă răul. Zău așa. Ăștia noi nu-s bun de nimic. Niște zăltați. I-am văzut pe toți. Amatori. Nicolo, amatori. Stai. Se face și silă când îi vezi. Să vă amiți. Nu alta. Scârboși. Grosolani. Stai. N-au fantezie. N-au forță. Nicolo. N-au nimic din chestiile Nicolo. Astea. Clovn de paie. Umplutură rângedă. Scobitor umplute. Ascultă, Filipo. Ascultă ce spun. Stai. Dacă ne curățăm și noi... Apoi s-a dus și arta! Nicolo. Gata! Se stinge totul! De azi să ne vindem scump! În aur! În aur! Mai încet, Nicolo, mai încet, pentru Dumnezeu! Aur! Stai, mai încet, liniștește-te, pentru Dumnezeu, liniștește-te! Barța foi! Excroci! Hoți! Fură banii oamenilor cinstiți! Ăsta e circ! Când am fost la Umberto, luna trecută am fost! O rușine! Nici nu mai râde nimeni! Numai stau și mestecă gubă. Și dacă au nevoie de un grăjdar? Cum? Tare mă tem că au nevoie de un grăjdar. Unul mai era
molit ca să nu plătească cine știe ce. Cum adică grăjdar? Grăjdar. Dar ce cred ei? Cum vine asta? Stai, băiatul, stai că nu e încă nimic, sigur. Trebuiau să ne spună, măcar să spună. Și tu? Nu spui nimic? Da, stai, păi cine plătește drumul? Nu mai da cu cine? Mușe, nu mai cine da. Plătește drumul? Băi, ești țâgnit? Vrei să ajungi la Palamuc? Să plătească drumul! Stai! Să plătească drumul! Stai, așteaptă! Vino cu aceea, așteaptă, nenorocită, așteaptă! Cât aștept? Păi nu e șase? Dacă au zis șase, de ce nu e șase? Așteaptă că nu-ți crapă oasele, de-aia ai venit să aștepți. Dar când o să fie șase? O să fie. Cât mai e până la cât șase? Mai e, cât mai e, n-ai decât să te car dacă ai dragi. Ori să vină și ei când o să poată, nu înțelegi? Am spus eu că vreau să mă car. Ai vrea tu să mă car? Ei bine, nu mă car. Tacă-ți pleacă. Nu tac. Auzi sau n-auzi? Tac, nu vezi că tac? Auzi sau n-auzi, te mai întreb o dată. N-aud. Aha, n-auzi pentru că ești tu, dar s-aude. S-aude ce? Taci, taci ca urcă. Eu am fost primul să nu te bagi în față. Doamne, ajută! S-a oprit. Mi-e rău. Mai dă-mi cât. Nu mai e nimic să spun. Nu vezi să termină. Nicolo, ce-ar fi să mă lași pe mine la început? Și dacă mă lași, ai să vezi că totul o să fie în regulă. O să facem 50-50, îți jur. Nu. Nu? Nu? Sprijinule! Umflatule! Starule! Pepino? Pepino, tu ești? Nicolo! Pepino, Pepino! Tu? Pe bune? Pepino, trăiești? Doamne, cumpilor, dragilor, mi-o adevărată minune, Dumnezeu mi-a adunat. Plâng, Nicolo, plâng, Pepino, plâng! Eu plâng, Nicolo, și eu plâng. Nu mai plânge, Pepino, nu mai plânge. Toți trei din nou. Vrei o dușcă? Trage o dușcă din sticlă. Păi ai zis că nu mai ai. Era să mor pe scările astea. Oh, ce zăbușală. Parcă fierbe. De ce ești dacă fierbe? Ce? Mamă, ce-ați mai îmbătrânit? Hai că-i destul cât ați bogat. Ia de sticlă, dă sticlă. Auzi, unde vezi tu că am îmbătrânit? Ați îmbătrânit, urât de tot. A, bine că ai rămas tu la fel. Și că am rămas la fel. Știi ce a rămas la fel din tine? Vrei să spun ce a rămas la fel din tine? Geamantan. Pe bine! Da, e același, dar cu 30 de ani e ca e același. Și la variera? Da. Când l-am cunoscut, avea aceeași la variera. La Benevento. De 30 de ani o ține la gât. Asta chiar nu e adevărat, la variera e nou. E, na, ne prostește la obraz? Ieri am cumpărat-o, juf, ieri dimineață. Taci, Pepo, zău, taci. Uite aici, uite, uite aici. Asta nu-i firmă de 30 de ani, asta e firmă nouă. Crezi că e nouă? Chiar dacă e nouă, de ce și-a pus-o? Auzi, Pepino, de ce ți-ai pus-o? Păi ce are? Nu vezi cum îmi stă? Știu eu cum îmi stă. Parcă e gușa la curcană. Colanilor, proști și murați, ați fost proști și murați, ați rămas. Pepino, cum îmi vine să-ți trag un băbârn. La Fernando! Ce păpârnace ai mai trăgeam atât. Mamă, ce scatoalce, ce scatoalce vă mai lipeam la amândoi. Dar ghionții pe care vi ardeam eu, vă mai amintiți cum vă pisam? Și picioare în fund, ce formidabile picioare în fund vă mai trăgeam. Nu, picioare în fund, dacă îți amintești bine, eu vă dădeam la amândoi. Eu zic că tu și cu Nicolo ați încasat cele mai multe picioare în fund. Eu așa. Zic, mii de picioare ați încasat, asta o știe toată lumea. Eu nu. Eu știu că îl rădeam pe Filipo mai încet, că suferea cu prostată. Eu? Prostată? Pepino, ia spune tu, cine suferea de prostată? Spune tu dacă ești bărbat. Eu nu știu nimic. Eu știu că Nicolo răcea ori de câte ori îl băgam în butoi. Eu știu că după aia îi curgea vezica. Eu în butoi? Vrei să spui Filipo? Care a făcut Ichter? Eu n-am avut niciodată nimic, niciodată. Cum?
dacă n-ai căzut de la trambulină și ți-ai scrântit toate alea? Ce brânță am mai băgat atunci de la trambulină? Mie? Lui Pepino? Pepi a căzut de la trambulină. Pepino, poți să zici că n-ai căzut de la trambulină când te-am împroșcat cu furtunul? Mine? Cu furtunul? Niciodată! Cum să nu? Hai să fim cinstiți, zău! Nicolo, te îngândești? Te proșcam cu furtunul! Brașoane, v-ați ramolit amândoi! Tu te-ai ramolit dacă nu-ți mai aduci aminte! Și când te agățam de cârlig, poftim, nu știe, vezi, nu știe. Când? A uitat tot. Ai uitat absolut tot. Cum se poate să uiți așa ceva? Și în căpățâna aia ta. Parcă ai fi un broscoi. Pepino, dragă, ai o căpățână de broscoi. Bă, mie chiar mi-e silă, să știe. Putre ordinare, voi vorbiți? După ce v-am învățat meserie. Tu ne-ai învățat meserie? Mă fasărât! Eu? Da, erați niște mucoși când v-am luat de la domn pasante. Tot ce știți, de la mine știți. Toate trucurile, toate. Care domn pasante? Nu cunosc niciun domn pasante. V-am cules de pe drumuri. Care drumuri? Eu făceam liceul la Benevento. Da, că-ți prins cu Nicolo. Care liceul? Ce s-o mai lungim, v-ați tâmpit. Gata, s-a terminat. Mai bine, uitați-vă, cât e ceas. Dar ce treabă ai cu ceasul? Ce te grăbești? Nu, că dacă ai treabă, poți să te cari. Acum că ne-am văzut, poți să treci. Nesuferite, Sirino. Toată viața mi-a fost nesuferit. De-aia nici nu ți-am arătat toate trucurile. Am știut eu că nu trebuie să vă spun totul. Am știut adevărata meserie a rămas aici, la mine. Secretul aici, în capul meu. Ascultă, Pepo. Dar n-ai să zici că ai venit pentru anunțul din ziar, a? Dar ce, mama dracului, am venit pentru mutele voastre? Păi înseamnă că te-ai păcălit! N-ai căscat pe ochi! Ăștia caută clov bătrân, înțelegi? Eu ce după mintea aia ta mică și șifonată, eu ce sunt cel mai bun clov bătrân? Sunt singurul clov bătrân bun! Sunt sau nu sunt? Uite, am să spun eu cine ești, dar numai dacă îmi dai voie. Numai dacă vrei adevărul. Filippo, să-i-l spun sau să nu-i-l spun? Spune. O fantomă în piele de om. Asta ești, Pepino. Ce zici, Filippo, este sau nu este? Este. Te super, Pepino, te super. Asta e. Tu nu simți cum atârnă hainele pe tine. Cârcotaci. Asta sunteți doi cârcotaci mărunți. Ce să mai lungim? Poți să bați tu nușe până mâine. Hai să rămâi o mână de oase înfășurată într-un costum de închiriat. Costumul e al meu! E al meu! Da. Stai jos, iepurașule. Stai jos, cobosește. Bă, fizi! Asta e tot ce vă duce capul. Un clovn adevărat nu râde niciodată. Clovnul nu râde. Lumea râde, el nu râde. De ce? Habar aveți voi de asta. Arta! A, mai zi! Ia, ai uzi cum le zici? Ce ai mai învârtit după ce te-au bulit cu topoganul? A fost grăjdan! Domn pasante l-a întâlnit la Torino și era cu animalele. La catâri și la ponei. Mergem să nu mă orderez, Nicolo, să te por pe conștiință că ai murit râzând de mine. Ia zi, maestre, ce ai învârtit la Torino? E drept că te-au dat la ponei? Am fost în trupă. Actor. Tu actor? Da. Eu actor. Oh, din bați! Nu mă crezi, treaba ta, miserul. Da, pe bine. De ce te porți cu noi în felul ăsta? Cum poți spune gogomănii de-astea? Pentru că am fost. Dacă am fost, am fost! Bine, doar suntem prieteni de viață. Am halit o pâine împreună. Cum poți să ne prostești așa de la obrază? Păi se poate. Puțină rușine. Chiar și la bătrânețe. Puțină rușine nu strică. Nu mă credeți, este... Poftim, afișul. Citește. De ce nu citește? Citește, Filippo. Nu, lasă, citește tu, Nicolo. Da. Gol, do, ni. Goldoni. Bine, și ce e cu Goldoni? Goldoni. Citește mai jos. Citește, dracului, mai jos. Mai jos, Nicolo, mai jos. Bădăranii!
Bine, Bădărani, ce-i cu Bădărani? Bădărani! Mai jos, avârisitule, mult mai jos! Mario Quadri! Nu, ultimul rând! Cacini Ricci! Aici! Uite aici! Ce scrie aici? Păi nu văd! Scrie Pepino! Sau nu scrie Pepino? Poate îmi scrie Pepino sau nu scrie Pepino? Și ce dracu scrie Pepino? Ce știm noi cine e Pepino? Știm noi cine e Pepino? Nu! Eu, pe toți dracii, eu și numai eu! Oricine poate să fie Pepino, sunt mii de Pepino. Toată lumea poate să fie Pepino. Scrie Pepino, mă. Eu sunt Pepino. Dar și Nicolo poate să fie Pepino. Și eu pot să fiu Pepino. Și Garibaldi poate să fie Pepino. Ce știm noi care e adevărul? Putea să scrie orice, putea să scrie Garibaldi și să fie Pepino. Bă, aici toată lumea e la fel. Poți să furi câte afișe vrei, asta nu înseamnă nimic. Și ăsta nici nu-i nume de actor. Sigur că nu e, nu e nimic. Ba, e. Nu e. Da, eu sunt. Am jucat pe scene de lemn, pe scândure. Da. Am fost regele Lir la Frosione. Am avut lemn, scândura, sub picioare. Ce știți voi ce înseamnă o scenă de lemn? Scrifosiților, toată Italia mă cunoaște. Toți mă știu. Toți au bătut din palme. Pentru voi, mă rog, neputincioșilor, pentru voi îmi tocesc oasele și ultima rigătură de sânge. Pentru voi mi se scurge din carnea mea cea abătută, pentru că eu văd cum vierbele pierzanii mi se răsucește sub piele și ziua voastră încă nu vine, încă nu! O lume deșartă, pustiu adormit, cer încremenit, pentru ce toate astea? Unde s-a tulburat, Doamne, cugetarea ta? Unde s-a rupt nodul, ochiul, zborul virtuții? Și unde s-a ales din mine vinovatul? Lașul, micelul, îngropați-mă, da, îngropați-mă odată în mijlocul turmei de capre, îngropați-mă în aruncarea pietrelor, căci numai eu, cu limba mea otrăvită, v-am devenit aici, departe de casele voastre și de inima voastră, eu sunt acela, loviți în mine, surtecați-mă! Călcați-mă în picioare! Nu voi striga, nu voi horcăi, nu voi scoate un singur cuvânt. Haosul a răbufnit peste noi. Semnele negre s-au arătat în mințile noastre și copiii nevinovați plâng în somn. Și bufonul degeaba se mai dă peste cap. Inutile sunt tumbele lui, căci nu mai alină rănile nimănui. El, bufonul somnoros, nici nu mai e bufon. A fi sau a nu fi bufon? Aceasta-i întrebare. Pepo, ți-e rău? Pepo, ce-a fost nebunia asta? O piesă. Ce să fie altceva? Dar ce fel de piesă? Nu mai știu cum se cheamă. Asta. Iarta. Pepo, nu poate să fie asta. A, asta e. Arta declamației. Regina artelor, culmea actoriei, vârful, piscul. Dumnezeule, să știi că iar te-ai păcălit. Cine te-a învățat pe tine așa? Mamă, te-au dus de nas.
groasnic. Iar l-au învățat altceva. Porcii l-au stors de bani și l-au învățat o prostie. Încerc și tu. De ce nu încerci, Nicola? Crezi că e așa de simplu? Mersi, eu am meseria mea. Pepo, de ce nu încerci tu la un teatru serios? Chiar? Tu ești prea bun pentru ăștia. Sau doar n-ai de gând să te irosești aici? Ți-ți trebuie ceva barosan? Nu, e păcat să te pierzi tocmai acum, la sfârșit. E chestie de ștachetă. Sigur că da. Îți strici mâna dacă lucrezi cu ăștia de aici. Hai, Pepino, hai, puraj. Tu trebuie să rămâi ce-ai fost, Pepino. Drumul tău e drumul glorii, e, cum ziceai tu, vârful, e piscu. Du-te, Pepino. Păi da. Du-te, tu ești făcut pentru marile scene de lemn. Scândura. Lăsați-mă, dracului, în pace. Pepino, nu trăda arta. Fugi, tu vrei să te scufunzi în gaura asta? În cloaca asta? Nu vezi cum miroase aici? Trebuie să pleci, trebuie. Pepino, arta are nevoie de tine. Declamația are nevoie de tine. Pepino, nu fi laș. Ba, sunt laș, sunt. Dacă avea o nepoată în Sicilia, de ce nu se duce ăsta în Sicilia? Pentru că e un avortant. O zdreanță, asta ești, Pepino. Zdreanță! Bine că sunt! Și fac ceva pe afișul tău! Și eu fac ceva pe ziarul tău! De unde știi ăsta de ziarul meu? Toată lumea știe de ziarul tău! Mai dacă-ți pliscul! Dacă-ți pliscul ție! Simțiți? Ce? Eu simt! Ce? Ce? Ticăitul! Unde? Înăuntru, dincolo! Cum? Chiar deasupra mea. Nu, pe naiba, e mult mai încoace. N-aud nimic. Eu cred că a trecut deja de 6. Eu n-aud nimic, absolut nimic. Eu cred că e deja 7, nu? Oare e posibil să fie deja 7? Poate că e 7. Ce-ți pasă dacă e 7? Sau poate că e 8. Oare e posibil să fie 8? Cum o să fie 8? Atunci e bine. Dacă nu e 8, e bine. N-are cum să fie 8. E 7. E bine. Dacă e 7, e bine. Nici 7 nu cred că e. Adinaur era 6. Da, era 6. Știi tu că era 6. Era chiar înainte de 6. Era 5 și ceva. Crezi? Crezi, într-adevăr? Sigur. Era ceva peste 5. Ei, nu, nici chiar așa. Îți spun eu, era 5 și 5. Se poate, dar eu nu cred. Oare să fie peste 5? Dacă e peste 5, e rău. De ce să fie rău? Eu cred că nu e rău. Oare e posibil să fie rău? E rău că o să așteptăm mult și bine. Dacă e 5... Eu cred că o să așteptăm până la 7. Eu cred că e 6 fix. Eu cred că se poate orice. Eu nu cred că se poate orice. Cum o să se poată orice? Sigur că nu se poate orice, dar ceva, ceva, tot se poate. Nu se poate. Cum să se poată? Ceva, ceva. Tot. Ori să întârzie. Ori să întârzie. Sigur că ori să întârzie un pic. Ori să întârzie chiar mai mult. Chiar prea mult ori să întârzie. Sau n-or să mai vină deloc. Eu nu cred că n-or să vină deloc. Pe cum să nu vină? Eu cred că până la urmă tot ori să vină. Eu cred că nemernici își bat joc de noi. Chiar așa? Eu nu cred că își bat joc de noi. Cum or să-și bată joc de noi? Un pic tot își bat joc de noi. Eu nu cred că își bat joc de noi. Ne iau ei un pic peste picior. Asta-i tot. Parcă se aude o muzică. Nu vi se pare că se aude o muzică? Dar unde dracu să se aude o muzică? Nu se aude nicio muzică. Eu parcă aud. Vouă nu vi se pare că se aude? Eu aud. Este că se aude? Vezi, Filipu, că se aude? Eu n-aud nimic, nu aud absolut nimic. Cum să se audă dacă eu nu aud absolut nimic?
Dumnezeule! Să știți că trece circul! Cum? Unde trece? Trece? Cum trece? Circul! Trece circul? Trece circul! Pe stradă? Unde trece? Unde poate să treacă? Unde poate să treacă? Pe jos! Deschideți dracului o fereastră! Unde sunt ferestrele? Ăștia n-au ferestre! N-au ferestre! N-au. Cum adică n-au ferestre? N-au! Uite că n-au! Trece circul! Trece circul! Nu se poate! Nu se poate așa ceva! N-au, ăștia n-au ferestre! Ce porci! Ești, Filipu, ce orchestră mai aveau la circul Fernando? Oh, da, mi-amintesc. Azi nu mai are nimeni așa orchestră. Mm, trompetistul lucra teribil. Îl chema Fernando. Fernando? Eu am vrut să zic Fernando, dar pe moment nu mi-am amintit. Și pe trapezist o chema Lola. Teribilă era și trapezista aia. Ți-amintești, Filipo, de Lola? Păi cum să nu-mi amintesc? Mi-amintesc, era teribil. Și-o chema Lola. Da, și el era foarte bun. Cum îl chema pe el? Păi era foarte bun și el. Ce tot Fernando îl chema și pe el. Da, și elefantul era deștept. Azi nu mai sunt animale mari așa deștepte. Ce lei? Și ce răi erau. Da, azi nu mai sunt așa răi. Este că nu mai sunt așa de răi. Și dresorul? Îl chema Fernando. Ei, dragi! Pe toți îi chema Fernando? Păi cum? Frații Fernando. Da, frații Fernando. Ce buni erau frații Fernando. Este că erau buni. Erau patru. Erau buni. Erau cei mai buni. Erau dați un paște. Da, și noi eram țaiți. Nicolo, îți mai amintești figura cu scăunașul? Cu scăunașul? Așa. Cum să nu, Pepino? Îți mai amintești de scăunaș? Scăunașul. Bum, bum, bum. Ce figură. Bum, bum, bum. Da, 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 figura cu mânecuțele. Cu mânecuțele? Știu, știu! Da, 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 da. Și cu fierul de călcate? Ba, ba, bum! Mai ales! Ba, ba, bum! Nu mai pot! Ce trăzniți eram, ce trăzniți! Și cu banana! Când eram cu banana! Ba, banana! Și țuști! Și buf! Și el, pac, pac, clap! Și când te apropiai de țintă, eu pe la spate, jop, jop! Jop, jop! Și eu flang, flang! Dup, dup, flang! Și eu zbic, zbic, zbic! Și la tâmloaie! Păi și la tâmloaie! Păi nu, băi, băi, nu! Sau când era cu farfurile! Flink, flink, flink! Și eu, cum făceam eu? Ia-te-mi una aici după ceafă! Clap! Ce-i că una? Clap, clap! Și după aia? Spriuș! Stai așa! Și acum veneam eu cu șeslongul și... Vlang! Cu umbrela, vlang! Eu mai am umbrela, o mai am, o am oricine! Ha, 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 o clipă, o clipă! Și eu am nasul fals! He? Cum e? Cum e? E ceva. Hai, hai, ia, 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 trece aici. Trece aici, arată, hai. No. Arată, hai, hai. No, no, hai, dai, hai. Dai, dai drumul, păi bun, hai. No, no, arată, 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 arată. Pepo, arată-o tu, arată-o. No, 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 nu pot, nu, am uitat. Ei, ai uitat. N-am uitat. De ce spui că ai uitat? No, 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 no. Asta este figura ta. Hai, Nicolo, fă o dată, dai drumul. Nu, no, e caragios. N-am baston. Am eu baston. Mai dau eu baston. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, mai întâi să facă Filipo. Eu veneam după Filipo. Nu, no, nu, no, nu, no, no, după mine venea Pepino, na. Hai, Pepino. Fă paia cu proteza. Da, da, întâi voi și după aia eu. Atunci, Filipo, nu vreau, eu am fost întotdeauna al doilea. Nu, așa nu mă mai știu. Nu, 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 cine iese, ăla e. Hai, încep. Du de două, dar de nouă, peste curca care ouă, chiar în casa care plouă. Nu, nu ești, nu e bună. Pile, șpile, conopile, snopilite între snopile, peste spițele febrile, amăgind mereu în vile despletitele copile. Nicolo, tu ești?
Primul, eu sunt al treilea. Dar nu-i drept. A fost corect, eu zic că a fost corect. Nu, dai drumul, Nicolo, ai Nicolo, dai drumul, dai drumul. Vă arăt figura cu baston. Nu, m-am săturat de aia, orice, numai aia nu. Fă, ca tăitorul de scândure. Nu, ceva nou, auzi? Nu, că furat. Nicolo, tu ești unic, tu ești inconfundabil. Te poate careva fura? Arăt ceva nemaipomenit. Da. O să ziceți că nu pot să o fac, dar eu pot să o fac. O să vedeți că pot să o fac. Sigur că poți. Dar să nu sufle nimeni, să n-aud șoșoteli. Ce face, ce vrea? Aveam totuși nevoie de o cortină, numai scena goală și cortina. E ceva, nu? E grozav. Nu e ușor. Scena goală și cortina, nu? Ai început? Acum încep. Asta e scena. E goală, nu? Nu. Eu dorm acum. Mm-hmm. De fapt, e clar că dorm, nu? Mm-hmm. Vreau să zic, dacă se ridică cortina, nu? Se vede că dorm, nu? Da, se vede, sigur. Dar ce face? Nu vezi? Bă, dar nu înțeleg ce face. S-a trezit. Este că s-a trezit. E grozav. Nicola, te-ai trezit? Gura! Da. Gura, am spus. Da. Păi așa nu se poate. Gata, dumne, tac. Păi trebuie să mă concentrez, nu? Sigur. Ce-am făcut până acum? Ai dormit. Și? Ai dormit și te-ai trezit. M-am trezit de foame. S-a văzut că m-am trezit de foame? S-a văzut că s-a trezit de foame? Nu prea s-a văzut. Pentru că nu v-ați uitat, ați șoșotit în loc să vă uitați. Ne-am uitat, dar nu s-a văzut. Gura! Acum mă îmbrac. Ce e asta? Pantomimă, proști. De ce râs? De ce? Păi nu e de râs? Mai încolo! Acum cobor treptele. Câte etaje am coborât? Două. Trei. Acum mă împiedic. Buuu! Stai jos! De ce dracu nu stai jos? Stau. Nu vă mai arunc nimic. Gata, stau, gura. Acum merg la piață. Ce fac eu acum? Merg la piață. Ăsta e mersul pe loc. E foarte greu să mergi pe loc. Se vede cum merg pe loc? Foarte puțin ajung să meargă bine pe loc. Acum mă opresc. Uh-huh. Se observă că e înghesuială? Da? Da sau nu? Nu. Nu. E, dragi! Uite, vă mai arăt o dată. Acum e înghesuială. E la piață. Se vede că e la piață? E foarte greu să lași impresia de îmbrânceală. Puțin știu să o fac. Foarte puțin știu să arate că e îmbrânceală. Se vede că e îmbrânceală? Nu. Da, acum? Nu se vede nimic, Nicolo, absolut nimic. Nu se poate. Pustiu peste tot. Da, Filipo. Tac. Și acum ce fac? Nu știu, Nicolo. Uite-te la mine! Ce dracu fac acum? Nu știu. Ce fac eu acum, Pepo? Te scălâmbei. Fur un pepene. Nu se vede că fur un pepene? Nu se vede nimic, Nicolo. Și fug. Se vede că fug? Fug cu tot cu pepene. E foarte greu să fugi pe loc. Fuga pe loc e cea mai grea dintre toate. Se vede că fug pe loc? Puțin. Mai bine ne arătai cu tăietorii de scândură. Hai, ce ar fi să ne arăți totuși cu ăștia tăietorii de... Nu, dar nu se poate să nu se vadă. Nu se vede chiar deloc? Hai, băieți, curaj. Fug sau nu fug? Da. Și ei după mine? Și ei după tine. Râs, Filipo. Râs, acu' e de râs. Uite că râd. Și ei după mine. Tot mereu după mine. Acum m-au prins. E clar că m-au prins, nu? Nu e foarte clar, bine. Nenorociții, bestiile. Ești ordinar. Da. Se vede, da? Mă omoară în bătaie. Da, gata. Se vede cum mă omoară în bătaie. Scârbe. Gata, Nicolo, gata. Perpetei. Gata. Aproape că m-au dat gata. Vedeți? Ce mai? M-au dat gata. Și acum deodată... Ei!
S-au dus, gata, gata, s-au cărat. Este că s-au cărat, te-au omorât, ce s-au cărat? Ba nu! Ești mort, ești mort, se vede clar că ești mort. Bravo, Nicolo, ești mort! Ești tare când ești mort, ești nemaipomenit? Nu sunt mort, nu sunt! Și atunci de ce s-au cărat? Păi tocmai asta e! Nu v-ați prins de ce s-au cărat? Păi parcă ce contează important e că s-au cărat. Da, da, de ce? De ce? Aici e tot clenciul. Uite, mai fac o dată. Bine, mai fac o dată. E? E? Din cauza ploii tâmpiților. Cum? Nu s-a văzut că s-a pornit ploaia? S-a pornit sau nu s-a pornit? Nu știu. Chiar nu v-ați prins că e de ploaie? Poftim. Așa? Și eu mai rămân pe jos în timp. Asta se vede. Și dacă nu venea ploaia, mă omorau. Nu e frumos? Yeah. A salvat ploaia. E ceva, nu? Pur și simplu m-a salvat. Gata. Asta e tot. Doar că mă duc acasă. Urc 4 etaje și nu 2 și nu 3, cum a zis voi. Mă întind și mă culc. Sunt learcă și mă întind learcă. E foarte greu să joci că ești ud learcă. E cel mai greu când trebuie să arăți că ești ud learcă. Este că m-am rugurat? Pe toți am terminat cu numărul ăsta. Numai să-l plin am avut. Toate. Zi, Pepino, cum a fost? Eu zic că a fost bine. Este? Mai ales cu ploaia, nu? Cu ploaia e toată chestia când nimezi ploaia, nu? Da, da. Eu cred că numărul ăsta merge oricând, oriunde. Este... Bine, bine, bine. Hai că vă arăt eu acum figura cu cutia neagră. De 10 ani repet numărul ăsta. În fiecare zi îl repet. E ceva, nu? Nu, o să ziceți că nu e adevărat. Stai jos, Nicolo, hai, stai jos. Da, da, da. Zi, Pepo. Este că nu te aștept. Gura, Nicolo! Taci! Taci, Nicolo! Mă, păcat că nu e întuneric. Când e întuneric e mult mai bine. Hai să desfac diamanta, nu? Așa, asta e, v-ați zis că asta e cutia neagră. Neagră pe din afară, neagră pe dinăuntru. Da, e și zice cutia neagră. E mică și neagră. Așa, s-o așez aici. Asta e neagră, dar are găuri. Pe capac nu se văd. Este clar că nu se văd. Nu? Când te uiți de aproape, da, da, de la distanță nu se văd. Nu se văd pentru că sunt negre. Scoate un pumn de baloane de sunflate. Și le aruncă în cutie. Așa, cutie. Bun, atât. Pur și simplu baloane. E ceva ce nu vă dă prin cap. O să vedeți. Imediat. E simplu. Mai bine tot. Povestește. Asta nu se poate povesti. Ia vezi că vine, 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 vine acum. Ce? Te uită-l, uită-l. Nu se poate. A început, gata. E pe țeavă. Ce a început? Ce? Ce? Dar nu vezi, iese. Fantastic. Incredibil. Nu e haioasă? Balon. Balonul se umflă singur. Uite-l, dragul. Păi v-am spus eu că e mortală. Este că v-am spus. E trăsne. Mai vin baloane. Ia, ia uitați-i, ia uite-te pe. Ia. Al doilea balon. Așa, așa. Și acum? Nicolo, al treilea. Ai văzut? Hai. Dar câte-s, Filippo? Oricâte. Mai vreau. Mai sunt? Mai sunt, Nicolo. Uite-l! Uite-l! Nu-i adevărat! Ia uite, și încă! Nu mai pot! Nu mai pot! E figura secolului, e adevărata armă! Mor! Mor! Pancarfi! Nu, eu! Iau și altul! Uite și altul! Așa ceva nu există! Nu există! Uite că există! Mamă, dar cum se umflă? Cum? Uite și asta! Mi-e rău! Și tot așa! Și tot așa, mereu așa! Mi-e rău, Filippo! Ce? Mi-e rău! E culmea culmilor! Crezi că sunt cel mai bun? Asta e artă, Pepino, artă! Nicolo! Unde e Giovantanu? Filippo, mor! Ce zice? Ce zici? Giovantanu. Ce ai? Pastiluța. Stai, Pastiluța. Pepino, ce ai, Pepino?
Ce ai? Pastiluța. Ce? Pastiluța, abii repede pastiluța. Care pastiluța? De unde să iau eu pastiluța? Filip, fă ceva. Pastiluța din geamantan, repede. Da. Trebuie trage un gât. Așa, așa, vrei un gât? Ce dracu faci acolo? L-am găsit. Ce? L-am găsit. Așa. Dar nu văd niciuna. Nu văd nimic. Dar trebuie să fie. Nu e. Unde e? Apă, ne trebuie niște apă. De unde? Da, Pepo, Pepo, ce ai, Pepo, trezește-te, hai sus, hai vorbește, ce ai, vorbește. Vezi în sticluțe, ce-i în sticluțele alea? Nu știu, caută. Nu înțeleg. M-a dus să chem pe cineva. Stai, porcule, mă lași singur. Dar ce să fac? Spune ce să fac. Pepo, băiatule, m-auzi, Pepo, m-auzi, m-auzi. Îți cheie la gât, nu vezi cum îmi strânge la gât? Da, ți-e bine, hai vorbește, Pepino. Pepino, ce ai? Doamne, să știi că moare! Cum moare? Uite așa! Cum? Dar ce-i asta? Gârpește-l! Cum așa? Dar tu nu-l vezi cum horcăie! Cum horcăie, dar nu se poate! Dar nu! Pepo, sus! Ce naiba, Pepino, băiatule! Nu se poate așa! Cum așa? Hai să-i facem vânt. Da, ar trebui să deschidem o fereastră. De când spun că ar trebui să deschidem o fereastră, Dumnezeule, ăsta se sufocă. Du-te, dracule, și deschide o fereastră. Fă ceva! Care fereastră? Firea să fie de cutie și de baloare. Lasă cutia în pace. Care fereastră? Arată-mi-o cu deschid. Vino cu ce, prinde de aici. Așa. Hai. Trage, schimoge, n-auzi, trage. Nu pot. Am hernie, nu pot. Doamne, mare om. Poate că e epileptic. Pepo, ești epileptic? Inima. Vezi dacă bate. Nu știu. Bate? Nu știu, nu cred. Dar n-auzi nimic? Ia lasă-mă pe mine. Parcă bate. Bate pe dracu. Din cauza ta. Din cauza cutiei. Din cauza voastră, da. Nicolo, tacă-ți gura aia murdară. Nu tac, nu. Tu l-ai omorât. Poftim, acum fă ceva. Hai, băiatule, hai. Hai. Ce așa, opa sus. Ce faci? De ce faci asta? Pentru aer, dai acasă, ia aer. Apasă-l și tu pe burtă, așa. Nu așa. Bă, cum? Trebuie să-i pui ceva sub cap. Păi și de ce nu-i pui tu ceva? Pune ceva sub cap. Mișcă? Nu știu. Nicolo, nu sta pe loc, că te omor. Dar nu stau. Unde vezi că stau? Și nu se face așa. Dar nu așa, Filippo. Cum se face? Tu n-ai văzut cum i-a făcut lui Fernando? Când a căzut de pe trapez. Gură la gură se face. Da, asta a fost acum 30 de ani. Tot așa se face, spun eu. Gură la gură. Poftim, fă-i tu gură la gură. Nu cred că... Fă-i că-ți crăp capul. Fă-i că te fac harcea-parcea. Nu știu, nu mai știu. O, Doamne, mi-e simt. Tu ne vezi că moare? Tâmpitule, lașule. Ia, lasă-mă pe mine. Parcă totuși respiră, ia? Parcă totuși iau-ți, respiră. Respiră, suflă, asta este, respiră. Da, pe toți dragii, da. L-am salvat, e viu. Sfântă Fecioară, îți mulțumesc. Respire, râde. Râde? Doamne. Da, râde. Ba chiar râde. Ce ai, Pepino? Doi prunci. De ce râzi? De ce râzi, Pepino? E nebun. V-am dus. Este că v-am dus. Ce spui tu, Pepino? V-am arătat ce... Pot, v-am arătat ce înseamnă arta. Asta e arta, Pepino. Asta e arta actorii. Ce credeți? Totul e artă. Te-ai prefăcut. Zăpăciților, mocofanilor, ce știți voi? Ați vrut ceva în Barosan, poftim? Ce știți voi ce înseamnă un artist? Hai, bătiți în palme, ce stați, v-am rupt gura, este că sunt cel mai bun. Iar nu mai sta pe geamantanul meu. Respire. A, mai tacă-ți fleanca aia. Buah, m-ai înspălat, vezi voi, pe dințenii, bă, vezi că eu mă s-a stricată. Oh. Am crezut că mă otrăvești cu putoare. Da, hai, termină, da. De respire. Hai, taci! Doi proști! Destul! Eu plec. Cărați-vă amândoi. Nu sunteți buni de nimic. Taci! Taci odată! Doi nespălați. Ce știți voi? Art! Muclăs! Art! Muclăs, m-auzi? Taci, vreau să fii, taci! Știți voi ce-i arta? Doi natânci! V-am dus!
Fața chiră! Gânie! Date! Date! Porc bătrâncești! Vine. Cât e ceasul? Urcă. Vine. Auzi? Pepino, hai că urcă. O fi șase? O fi sau nu o fi? Pepo, hai sus, vin ăștia, hai. Gata, gata, hai că începe. Hai, Pepino, dă-o dracului. Să ne înțelegem, eu sunt primul. Hai că-i de ajuns zău. Dă-l naibii. Nu se face așa. E bun, nenorocitor. Ia uite-te la... Gata, m-am săturat. Lasă-l. E mort? Nu știu. Să mă ia dracu dacă știu. Hai! Hai, repede! Unde? Nu știu. O fi șase? Ce facem acum? Mai bine să fugim. Dar de ce să fugim? Cum să fugim? Să fugim! Nu, 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 stai, nu pe acolo, Nicolo, nu! Filippo! Un cadavru! Dincolo e un cadavru! Da, vă duce repede! Hai pe aici! Hai repede! Nu, 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 nu! Ce? Ajută-mă! Să-l ducem dincolo pe Pepino! Gata! S-a terminat! Hai!